E o diferență atât de mare între adezivul de polistiren de 10 lei și cel de 40 de lei? Logica așa ar trebui să fie. Practic, așa se și întâmplă. După cum știți, noi avem o, o gamă de adeziv destul de mare, cu prețuri care diferă între ele, substanția. Adezivii de polistiren sunt fabricați astfel încât să respecte niște, niște norme. Ce mă interesează la un adeziv care este și o masă de șpac, același material vă folosi și la șpac. Mă interesează în primul rând să adere foarte bine la suport și aici avem mai multe tipuri de suport, să adere foarte bine la polistirenul respectiv, să fie hidrofobat, să nu absorbă multă umezeală, și asta mă ajută foarte tare, mai ales la masa de șpaclu, să fie elastic în timp, să lucreze împreună cu sistemul termo. Sunt niște parametri care sunt specificați în documentațiile tehnice într-un interval. Eu trebuie să am elasticitatea materialului între 1 și 5, dar nu are nicio legătură cu realitatea. Eu pot să o pun o rând de elasticități prin adausurile de uh, aditiv și să-l poziționez în interval. Adezivul este corect, dar e mai puțin elastic cel de 1,1 uh, uh, față lei. de cel de sau. Pentru că diferența de preț, cel puțin așa ar trebui să se întâmple, așa se întâmplă la noi. Diferența de preț derivă din uh, uh, cantitățile suplimentare de aditivi sau unii poate că se adaugă și în, uh, cel mai slăbuț nu există. Nu mă prins, nu, sunt, nu sunt eu la fabrică, la laborator, da. dar pot să duc adezivii, ușor, ușor, către limitele maxime ale celor proprietăți. Și automat de aici derivă și... Uh, lipirea pe structurile de cărămidă noi a polistirenului până la o anumită înălțime cu adeziv de clasă superioară. Au o aderență mai bună pentru că parametrul ăsta e dus mai către limita superioară.